Avem informații noi legate de EA FC 24, noua versiune a jocului FIFA și FIFA Mobile inclusiv, care se va numi varianta de consolă EA FC 24, iar probabil varianta de telefon EA FC 24 Mobile sau pur și simplu EA FC Mobile, vedem. Dar dacă ne uităm pe Twitter, pe contul ăsta de la FIFA Mobile, mai jos așa puțin tel, avem această postare minunată care oarecum este retweetuit de pe contul lor de la jocul de bază, FIFA ul de consolă și așa mai departe, de PC whatever. Welcome to the club, welcome to EA Sports FC. Aici avem trailerul la noul joc al oamenilor de la EA Sports, care, după cum am zis, se va numi EA Sports FC, de acum înainte și nu FIFA, și nu FIFA, da. Uh, văd că au și redenumit deja contul de Twitter al lor în EA Sports FC, care era înainte pur și simplu FIFA, dacă nu mă înșel, sau EA Sports FIFA, ceva de gen. Nu vezi că deja i-au schimbat și numele, ceea ce nu s-a întâmplat încă la contul de Twitter, al jocului de pe telefon. Interesant. Înainte să mai discutăm ce și cum, hai să vedem trailerul pentru că l-au pus și pe canalul lor de YouTube și să vedem ce reprezintă acest trailer minunat. Eu deja l-am și văzut. Ok, ceva clasic. Guardiola. Este un joc total diferit, spiritul căruia nu poate să fie distrus. Clasic deja și în varianta actuală de FIFA încă de consolă este și fotbalul feminin. Aș vrea să se bage fotbalul feminin și în varianta de joc a telefonului. Sperăm să ia chestia asta în considerare, poate pentru următoarea versiune. Că pe FIFA-ul de consolă a fost acum în 2023, pe FIFA-ul de telefon, nou, Și e urât așa. Poate și regimul de club ar fi frumos. The you get. Aici vedeți ce ne arată la început În mare parte ne arată cum arată jucătorii Numele lor și toate cele În mare parte pentru că apăreau diferite speculații Cum că dacă expiră această licență lor cu oia de la FIFA Mulți își dădeau cu presupusul că nu o să mai poată să folosească emblemele la anumite cluburi Sau nu vor putea să folosească numele real al jucătorilor în jocul de fotbal pe care o să-l aibă mai departe după ce va expira această licență al ăstora cu FIFA, dar probabil vor să ne arate aici în trailer că nu este cazul, ei cumva semnează contracte, licențe de imagine, whatever, cu jucători în parte, cu cluburi în parte, competiții în parte și probabil vor să ne arate că treaba asta nu o să afecteze în general tot ce este pe joc și doar ce se va schimba în mare parte va fi chestiuța asta la nivel de nume și branding personal al jocului, oarecum. Are sens? Are sens. Discursuri motivaționale, frumos. Un shoot în vincul al lui Vinicius. Not bad, domnul Holland. Ce supărat e, grafici clar realiste ca întotdeauna, FC24, graficile realiste mai mult pe jocul de consolă, ca aici pe telefon nu e chiar așa realist totul. Oie. Și aici ne arată pe toți aveți zil, pe Ronaldinho, cred că Ronaldinho e cel mai straniu din toți ăștia. Vedeți ce privire are și cum își arată dinții ea? Pare că a consumat ceva înainte, n-am să vă mint. Tot respectul pentru dumnealui, dar nu, nu i-au pus cea mai reușită poziție grimasă pe față acolo. Welcome to the club, EA Sports FC. De asemenea, au programat un live oamenii de la EA pentru 13 iulie, care ar veni joia aceasta. Poate, stai, chiar joia apare clipul ăsta, cred. O joi cred că apare clipul ăsta, deci chiar astăzi vor face live ăștia de la ei la ora 7.30 din ce văd și ci că ne vor arăta jocul full probabil, dar probabil tot, nu versiunea finisată totalmente. Dar da, va fi un live interesant, vor arăta jocul cum e în interior, totul, interfața și așa mai departe, mecanici, presupun, habar nu am, dar toată treaba asta va fi legată anume de jocul de consolă și de PC. Legat de versiunea de telefon, probabil vom avea doar, nu știu, hinturi și vom deduce noi niște informații ce și cum ar putea să fie aici, că în mare parte nu o să ne zică direct ce va fi și cu versiunea de pe telefon, dar avem ceva licuri legat de faptul că și pentru ei FC Mobile, să zicem, o să înceapă să apară anumite informații of oficiale de la ăștia de la ei după 20 10 iulie încolo, ceea ce ar fi extrem de tare, dar nu este totul sigur încă, vedem ce informații și cum vor și mai departe, dar live-ul ăsta parcă aș vrea să-l văd împreună cu dumneavoastră, vedem dacă ne iese joi seară așa de un live, să vedem ce se petrece aici, pentru că am zis, putem să deducem anumite informații și chestii care ar putea să fie implementate din jocul de consolă în, în jocul nostru minunat de telefon. Și încă o mică informație legată de jocul nostru favorit FIFA Mobile, vom avea jucători Heroes noi, acest kite de 113 Marquez și Brolin cu Cardo Carvalho. Nu știu cât de relevante sunt aceste carduri în momentul de față, când mulți deja au carduri de 112-113 și pot să faci rost de la eventurile noi, de carduri de 113, 113 OVR de 114, poate ar fi trebuit să le dea și ăstora ceva OVR mai mare acolo la Heroes ca să fie mai relevanți băieții ăștia. Dar în general, dacă ne uităm la Heroes, nu știu câți dintre dumneavoastră continuați să jucați pe acolo și să acumulați aceste puncte. Eu am 1800 aici pe acest cont pentru că am jucat pe contul de Road to Glory, chiar nu prea mi-am mai bătut capul. Cu acest event și nu știu ce aș putea să fac cu 1800 de puncte, cred că doar un card de 112 maxim aș putea să iau, dacă am acolo din ăștia care sunt acum Okochiana Katam mai departe un Crouch sau un parc Jisungo, carduri de care chiar nu am nevoie. Și deja urmează să se bage carduri noi joi la reset la ora 10, cardurile de altfel pe care ni le-au prezentat pe Twitter. Băieții noștri de la EA Sports, oamenii de la EA Sports, ok. Oricum nu o să mă intereseze probabil nici un car, nici din, din, din alea, tot o să țin aceste puncte, acolo o văd la momentul potrivit poate o să mai bage ceva exchange legate de Heroes. Știți că avem aici câteva la Heroes Journey 23. Poate vor băga ceva exchange nou special și ca să fac acel exchange va trebui să iau un card din ăla de 112. Atunci da, o să-mi consum acele puncte, altfel doar o să le acumulez. Și văd la momentul potrivit ce fac cu ele. Atât a fost cu acest clip mic, scurt, informativ legat de următoarea versiune a jocului. Uh, sunt curios ce și cum se va întâmpla am zis pe varianta normală de joc de consolă de PC de whatever pentru că ceea ce se va întâmpla acolo o să ne ofere informații și despre ce va fi pe varianta pe, de pe telefon dar și despre asta vom avea iarăși informații noi repet cât de curând după ce se, se prevede pe aici pe netul ăsta mare vă țin și eu la curent nu uitați de like subscribe noi ne auzim data viitoare bye bye